Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunteți la subiectul zilei, sunt Dana Chera. Vă mulțumesc foarte mult că ne primiți în casele dumneavoastră. Astăzi, cu un caz fără precedent în România. Un pacient a câștigat războiul cu sistemul medical din România, în sensul că nu a fost primit în spital și s-a dus la o clinică privată și a dat în judecată statul și statul, adică, mă rog, Casa de Asigurări de Sănătate București a fost obligată să plătească consultația pentru clinica privată, consultația, investigația de care omul avea nevoie la clinica privată. Avea nevoie la stat, dar nu s-a putut la stat pentru că nu erau locuri în spital. Atenție, nu erau locuri în spital, nu s-a putut interna, nu a putut să rezolve la stat ceea ce trebuia să rezolve din punct de vedere medical. Problema este, sunt multe probleme aici, se creează un precedent, probabil că avocații se vor poziționa foarte bine la ușile spitalelor și probabil că au și de ce să facă lucrul acesta. Nu a mai apucat să audă rezultatul procesului pacientul, pentru că între timp, din păcate, a murit, dar rudele au continuat în instanță și au câștigat. O să intrăm în scurtă vreme în legătură directă cu domnul Cuculis, care este avocatul părții câștigătoare în procesul acesta, și o să aflați povestea de a fi rapăr. Se creează un precedent și vrem să înțelegem dacă acest precedent mobilizează într-un fel statul să poarte o altfel de dispută cu pacienții care stau la ușa spitalelor și nu pot intra în spitale. Dacă își va schimba un pic atitudinea, dacă se va întâmpla un pic altfel. O să intrăm în legătură telefonică directă cu domnul Florin Buicu, care este vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, să vedem ce spune despre acest caz. O avem în platou pe doamna Antoanela Pop, care este medic de profesie și care este și pacient oncologic și care este reprezentant al Asociației, Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Îi mulțumesc tare mult pentru prezență. Domnul Buicu, în câteva clipe pe telefon, o să-l auziți cu un punct de vedere politic apropo de acest caz. Și până să o întrebăm pe doamna doctor, care este și pacient oncologic, cum vede situația asta? Îl întrebăm pe domnul Buicu, căruia îi spun bună seara. Bună seara, domnule deputat. Să rămână, bună seara tuturor. Este un caz fără precedent în România. Adică pacient versus stat, adică sistem medical, câștigă împotriva spitalului care nu l-a primit din cauza de lipsă de locuri. Și întrebarea mea este, vă e teamă de ce o să vină din cauza asta? Personal nu mi-e teamă și vreau să-l felicit pe avocatul care a avut puterea să meargă până în pânzele albe cu acest caz. Vorbim despre un caz întâmplat în 2015, care a început să se judece undeva prin 2018, și care, iată, după vreo 3 ani de zile, a dat câștig de cauză pacientului. Pacienta s-a prezentat la un spital mic, n-aș vrea să intru foarte mult în amănunte, nu știu dacă au fost prezentate. A fost internat în acel spital și, datorită agravării bolii, urma să fie transferată către un spital având competențe superioare. Primul spital cu competență superioară era Spitalul Județean din județul respectiv, care la solicitarea spitalului ceva mai mic din județ a spus că nu are locuri. Au fost solicitate alte 3 spitale publice de urgență din București, care au spus la fel, și până la urmă s-a mers pe varianta transferului acestei paciente într-un spital privat. Legea care a determinat, care a dat câștig de cauză și a determinat despăgubirile către pacientă, 70.000 de ron, da? Acest lucru. Poftiți? 70.000 de ron. 70.000 de ron, iată că legea a permis această despăgubire. Cu alte cuvinte, cadrul legal, și aici dacă ne referim la lege, a permis și a dat dreptul și a permis posibilitatea de decontarea serviciului medical.
trec peste aspectele procedurale, în sensul în care inițial plângerea a fost făcută către Casa de Asigurări Județeană din județul de unde a provenit pacienta, până la urmă decontarea sau plata fiind făcută de către Casa de Asigurări a municipiului București. Mergând mai departe, aș vrea să mă refer la legea drepturilor pacientului, care permite și dă dreptul pacientului să fie tratat utilizând cele mai bune resurse de care sistemul de sănătate dispune. Nu pot să nu mă întorc și să revin la prima propoziție de care v-am spus. Vorbim de un caz din 2015, perioadă în care vorbeam de un efect de migrație a personalului medical, astfel încât spitalele județene din județele neuniversitare aveau o mare problemă de resursă umană. Între timp, începând cu 2017-2018, salarizarea personalului medical a crescut și am constatat până acum o creștere, o reziliență a personalului medical în spitalele județene, altele decât cele universitare, respectiv în spitalele mici. Iată că pornim de la un caz. Deci, dumneavoastră spuneți că acest caz ar trebui să fie irepetabil, pentru că între timp s-au mai regrupat puțin personalul medical, n-a mai plecat lume multă din sistem în afara țării să lucreze, așa spuneți, da? Așa spuneți? Efectele au început să apară după 2018-2019. Și salariile sunt mai mari în sănătate. Salarizare. Exact. Aici ce vreau să spun e următorul lucru. Am trecut prin pandemie și am avut experiența pandemiei, când anumite decizii, poate chiar politice de sistem de sănătate, au blocat spitalele. Au blocat accesul pacienților cronici la servicii medicale. Și știm și ne aducem aminte toți prin ce am trecut. Nu a fost o decizie corectă la acel moment, dar a fost decizia care a permis sistemului să facă față, hai să-i spunem, cazurilor de urgență. Revenind la acest caz, cred că o implicare mult mai bună a Colegiului Medicilor, o implicare mult mai bună a organizațiilor de pacienți care să vină cu propuneri, cred că ar putea îmbunătăți legislația. Dumneavoastră spuneți încă o dată că în acest moment în România n-ar trebui să mai fie vorba despre pacienți care nu sunt primiți în spitale, pentru că nu mai există argumente pentru asta, nici măcar pandemie nu mai este, salariile mari sunt, slavă Domnului, în sănătate, sunt destul de mari în comparație cu ce a fost. Spuneți că nu mai pleacă pe capete medicii și asistentele să lucreze în alte părți, asta spuneți dumneavoastră, și că în principiu n-ar trebui să se întâmple astfel de pățanii care ar putea duce la un moment dat și la pierdere de vieți omenești, pentru că a plimba un om între spitale înseamnă de fapt o luptă inegală, să zic așa, cu moartea asta care ne pândește pe toți. Pentru că una este să dai un ajutor omului în 5 minute și alta este să dai un ajutor în 3 ore după ce l-ai plimbat pe la 10 spitale care să-l primească. Aici lucrurile trebuie împărțite între componenta de urgență și patologia, hai să-i spunem, planificabilă. Față de perioada lui 2015, între timp, sistemul a suferit anumite modificări, da, și a fost înființat Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, COSU, prin care spitalele din teritoriu care solicită sau caută locuri în spitale de urgență au posibilitatea să, prin intermediul COSU, să caute aceste locuri în spitalele de urgență. O să vă rog să rămâneți puțin cu noi, pentru că veți afla și dumneavoastră la oaltă cu noi, domnule deputat, domnule vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, de fapt care este HIBA sistemului în momentul ăsta, așa cum a identificat-o pe ea pe HIBA avocatul care s-a bătut pentru cauza acestui om, care a încercat să intre într-un spital și practic nu s-a putut, că nu erau locuri pentru el. Domnule avocat, bună seara, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Spuneți-mi, vă rog frumos, care este HIBA sistemului, plecând de la cazul pe care dumneavoastră l-ați investigat și, uite, ați câștigat în instanță? Bun, în primul rând nu există o asemenea reglementare în legea, nici în legea pacientului, nu există nicio reglementare nici în legea sănătății publice.
Dar avem totuși o Constituție și, slavă Domnului, ea e croită cumva după legile europene și este croită în principal după Carta Europeană a Drepturilor Omului. Nu vorbim aici despre o hibă, vorbim în principal despre o obligație care trebuie să fie respectată pentru toți pacienții din România. Lăsând la o parte faptul că în Uniunea Europeană, cred că toată lumea știe lucrul acesta, medicina de urgență este gratuită și trebuie să fie asigurată ca atare. Celelalte tipuri de intervenții, bineînțeles că pot fi contra cost, pot fi decontate, pot fi plătite jumătate-jumătate și așa mai departe. Însă atâta vreme cât, sigur, se întâmpla în 2015 refuzul de internare, nu e nici mult, nici puțin, suntem cumva așa, contemporan cu ceea ce s-a întâmplat. Atâta vreme cât spitalele din România au eșuat să acorde această asistență medicală până la urmă, bineînțeles că ne-am îndreptat și noi către obligațiile pe care le au instituțiile spitalicești de stat, completând cu ceea ce se scrie prin Constituția României și Cartea Europeană a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la viață, sănătate și așa mai departe, toate care se regăsesc într-o armonie perfectă, să spunem. Și, bineînțeles că am formulat acțiunea de chemare în judecată după ce dreptul pe care noi îl aveam prin legea respectivă a fost încălcat. Dar, din nefericire, nu scrie pe nicăieri în lege că în condițiile în care primești un asemenea tratament, trebuie să fii despăgubit de către Casa de Asigurări de Sănătate, că e municipiul București, că e un alt municipiu, că este Casa Generală, Sectorială sau, eu știu, județeană. Lucrurile astea ar fi trebuit să fie trecute undeva, pentru că aici noi vorbim de multe lucruri. Vorbim despre un refuz la acordarea asistenței medicale în condițiile în care femeia respectivă, Dumnezeu s-o ierte, pentru că nu mai este în viață în momentul de față, nu a primit serviciile medicale pentru care plătise. Să nu uităm totuși că ea fusese trimisă până la urmă la spitalul din Urziceni, dacă s-a ferit domnul deputat, o să vă spun eu direct, pe preluată de acasă de către o ambulanță. Adică a fost prin intermediul 112 solicitată ambulanța, a ajuns acolo la Urziceni. Urziceniu, pe bună dreptate, domnule, noi nu avem cum să tratăm acest edem pulmonar, trebuie să mergeți în altă parte și, bineînțeles, toată lumea trebuie să știe, fiecare spital are acces la monitorizarea generală a paturilor disponibile din tot sistemul medical. Și atunci, dacă ei n-au reușit să facă lucrul ăsta, adică la nivel, până la urmă, intern acolo, să caute un pat pentru femeia respectivă, fiind adusă în București, un mare spital de aici, de la noi, din București, a refuzat primirea ei, evident că n-au avut în control și s-au dus la acest spital particular, despre care, sigur că nu o să vorbesc. Ceea ce mi se pare cinic, dacă vreți, că trecem și pe partea asta de sistem de sănătate particular, să nu credeți că doar spitalele publice au o problemă, oamenii ăștia ca să o trateze, pentru că știau că sunt niște oameni care nu aveau posibilități materiale deosebite, i-au pus atenție să semneze cu toții în familie, asta mi se pare cinic, un soi de acord de recunoaștere sau întocmeală, învoială, că toate costurile vor fi suportate de către toți membrii familiei, în așa fel încât spitalul particular să se asigure că ar avea de unde să recupereze banii în instanță dacă ei nu vor plăti. E bine, familia a fost extrem de serioasă. După ce au internat-o, s-au dus și au făcut un credit cu toții de 70.000 de lei. Doamne Dumnezeule! Da, deci atenție, s-a făcut un credit după ce, bineînțeles, spitalul a dat acolo nota, trebuie să plătești pentru 5 zile, 7 zile 5.000 de euro. Și, evident, de acolo s-a și născut acțiunea care, adevărat, s-a depus la instanța aproape de termenul de prescripție, pentru că, realmente, de asta vă spun că nu există dispoziție legală. Dacă te-ai fi dus la cineva, la oricine, și ai fi întrebat, doamne, poți să-i dau un judecat, răspunsul ar fi fost nu, că ce ASMB-ul în speța noastră achită doar serviciile medicale de stat. E bine, de ce? Opriți-vă o secundă, domnule deputat Buicu, dacă mai sunteți cu noi. Pe mine m-ar interesa, de exemplu, acest lucru. Faptul că niște avocați, unor avocați le-a mers mintea să combine Constituția cu drepturile omului, cu nu știu ce, ca să rezolve cazul ăsta în instanță, să găsească câștig de cauză pentru femeia pe bună dreptate plimbată de colo până acolo. Întrebarea mea este de ce nu se prevede în lege clar, nu ai acces la deci suferi de ceva care necesită rapiditate în acțiune, deci e ceva urgent, da? Nu se poate la spitalul de stat, plătim la privat sau nu știu, ai dreptul să faci ceva. De ce nu se prevede în lege chestiunea asta? În momentul în care legea și cine se clar că serviciile medicale sunt gratuite, sunt, de ele poate beneficia o persoană că este asigurată sau neasigurată,
Cele de urgență, repet, sunt gratuite. Păi, dacă, por fi, dacă nu putem să le facem, adică dacă noi nu putem să le facem, asta e întrebarea, dacă noi nu putem să le acordăm din vari motive, de criză, de lipsă de personal, de orice, de ce nu există opțiunea prevăzută în lege, astfel încât omul să știe, dom'le, dacă am încercat la stat, uite, fac dovada că am încercat, ăia m-au respins, ăia m-au respins. Dacă îmi permiteți, există această posibilitate și o să vă dau foarte multe exemple. Este vorba de intervenții chirurgicale care se fac în străinătate, care nu se pot face în România. E vorba, adică, la nivelul legii, această prevedere există. Serviciile de urgență sunt gratuite și de ele pot beneficia respectiv de Da, o să-i rog pe colegi să dea mai tare telefonul în platou ca să vă auzim, ca să auzim ce spuneți. Deci, există prevederea, dar nu există. Domnul Cuculi spunea că nu există. Domnul Cuculi spunea, domnule deputat, că nu există. Nu există o prevedere specifică pentru că el se decontează la servicii publice sau servicii private. Nu există această prevedere. Dar asta nu înseamnă că este interzisă. Atenție! Pentru că dacă ar fi existat această interdicție, nu s-ar fi putut câștiga acest proces. Deci legea nu prevede interdicția și deci pentru că nu prevede interdicția, este presupusă că se poate duce omul, presupus. Dar, repet, această prevedere este expres trecută în lege, serviciile de urgență sunt gratuite și de ele pot beneficia persoanele asigurate și neasigurate. Opriți-vă o secundă, domnule avocat, dacă vreți să interveniți. Păi, sigur, domnul deputat, pe lângă faptul că e deputat, este medic, din câte știu eu la este bază. Este medic, da. Și atunci lucrurile pe care le discutăm noi le privește dintr-o altă perspectivă. Putea să fie dânsul acolo în locul celui care primea urgența respectivă. Și eu l-aș întreba altfel, pentru că asta de fapt este cea mai importantă situație. Nu cumva primul spital care și-a declinat competența și care spunea că, dom'le, eu nu pot să tratez cazul ăsta. Și e adevărat, medicii de provincie nu trebuie să știe de toate. Ne așteptăm să știe de toate un medic de aici, de la noi, cu fiecare cu specializarea lui și să facă o echipă interdisciplinară. Banii sunt cam la fel, să știți. Adică... Cel mai grav este că ei nu știau sau n-au vrut să știe sau n-au vrut pur și simplu să apeleze acest sistem unic prin care orice fel de spital poate să ia legătura cu alt spital și să întrebe, dom'le, aveți paturi, că uite, noi știm că acolo aveți specializarea asta. Adică și spitalele sunt într-un soi de categorie pe urgențe, adică și pe competențe, pe abilitățile medicilor de acolo, eu știu, pe aparatura pe care o găsești în fiecare spital. De ce nu s-a întâmplat treaba asta în cazul acesta? Adică eu l-am categorisit, dacă vreți, că intrând în zona de malpraxis cu privire la persoana care a primit pacientul și a spus, ia de aici că n-avem ce să facem cu el. Este o chestiune de comunicare, domnule deputat, sau este o chestiune care trebuie prevăzută cumva strict, adică eventual subliniată, ca să fie procedură și respectată? Domnul avocat are dreptate. Spitalul mic, cel din Urziceni, dacă s-a făcut referire la el, trebuia să solicite mai departe spitalul cu competența superioară, respectiv Spitalul Județean de Urgență din Slobozia. În momentul în care Spitalul Județean de Urgență din Slobozia nu avea locuri sau competența era depășită, automat trebuiau să meargă mai departe către spitalul cu competență superioară, respectiv cele din București, care îndeplinesc, hai să spunem, un rol de spital regional. Aici domnul avocat are dreptate și tocmai de aceea spuneam că între timp a fost înființat acest centru operativ pentru situații de urgență care să fie accesat de spitalele care nu au capacitatea de a trata bolnavi sau competențele. Și de ce nu se accesează? De ce nu se accesează? Repet, nu este un fenomen în România, ferească Dumnezeu, dar știți, când suntem noi în situația asta, e un pic mai complicat. Din afară putem privi lucrurile liniștiți. Este într-adevăr această problemă legată de faptul că nu sunt locuri în secțiile de anestezie, terapie intensivă de la nivelul spitalelor mari, pentru că spitalele din București, cele trei la care facem, să zicem, referire, primesc pacienți din toată țara. Și aici apare o problemă acestor spitale mici care funcționează, dar care nu sunt, cu ghilimele de derigoare, competente să trateze pacienți foarte gravi. În acest caz vorbim de un edem pulmonar
la o pacientă care n-a putut să fie tratată, înțeleg, la spitalul cu competență imediat superioară Ialomița și, din Slobozia și care a fost trimisă în București. Repet, încerc și trecând de faptul că sunt deputat, sunt și medic, dar pe de altă parte, credeți-mă că sunt aplecat către dorințele pacienților sau a celor pe care la urma urmei reprezint ca deputat și am încercat exact aceste lucruri să le facem. Dacă este necesară o prevedere expresă în legea 95, deși aici este discutabil, pentru că legea permite, repet, decontarea acestor categorii de servicii, atât la public cât și la privat, și v-am dat aceste exemple ale pacienților tratați inclusiv în străinătate. Păi da, permite, dar vedeți, în cazul doamnei, ca să deconteze costul de la privat, a trebuit să facă proces. Asta vreau să vă spun, ca să-și recupereze oamenii banii. Haideți să vă spun din punct adică de vedere legal că avem o comparație. Doar un pic vreau să vă opresc. Avem un doctor care este și pacient, este și doctor, mă rog, a verificat ambele situații, din păcate. Vedeți o lipsă de comunicare sau o chestiune care ține de proceduri și de legi și de ce vedeți? Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Ce să spun? Ascultând părerile tuturor, cred că fiecare are dreptate. Și suntem într-un moment în care... Da, cred că fiecare își prezintă punctul de vedere și este foarte important. Cred că acesta este unul din acele cazuri în care presa... E bine să intervină și să prezinte obiectiv și constructiv asemenea cazuri, tocmai pentru a găsi soluții și pentru a vedea ce putem face ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple. Sau în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă asemenea lucruri, să știm unde și cum să apelăm. De ce? Pentru că, da, mai mult ca sigur, spitalul a fost depășit ca și competență. A dorit să trimită mai departe. Într-adevăr, ce spunea și domnul deputat Buicu, spitalele sunt supraaglomerate, spitalele din București, din capitală, la care apelează toată lumea. Dar, pe de altă parte, dacă se comunică, dacă se implică lumea și dacă se gândește de fiecare dată că, dumne, pacientul poate acela, sunt pot, eu. Poate sunt mama, eu, tata. Sau mama, tata, fratele, exact. Sora, atunci poate acel... Acel lucru care poate asta face diferența. Nu scrie în lege. De bun simț și de omenie, nu știu cum să zic. De omenie și de timp și de, într-adevăr, multă lume. Și fiind urgențe, da, încerc să rezolv cum știi, trimiți. Sau spui, nu pot, pentru că mai am încă 20 de salvări la ușă care așteaptă să vină. Atunci, cum pot să primesc eu altul care încă n-a plecat? Și să-i zic, da, vino și să vină să fie a 21-a salvare. Putem și să pe bază de omenie, domnule avocat Cuculi, să rezolvăm chestiunea fără să mai ajungem la dumneavoastră, care bineînțeles că rezolvați cazul, Doamne ajută, l-ați rezolvat pe ăsta, s-a creat un precedent. Eu vreau să mă gândesc ce se întâmplă dacă oamenii care n-au fost primiți în spital în timpul pandemiei vă opet masă la televizor și spun, domnul Cuculi s-a câștigat împotriva statului român și uite și-au decontat... Doamna Chira, haideți, ce Dumnezeu, că dumneavoastră faceți presă de prea mulți ani de zile ca să vă mai păcălească ceva. Asta e o întrebare așa pentru cei care nu sunt pregătiți. Și o să vă răspund, o să vă fac pe plac și o să vă răspund. Dar răspundeți-mi așa ca pentru o nepregătită, vă rog. Păi nu pot, că nu vorbesc cu o nepregătită. Acum o să mă refer doar la cei care chiar cred că ceva în România asta se întâmplă așa că se întâmplă. Nu merge. Deci niciodată nu o să vedeți o casă de asigurări de sănătate, că o să se ducă amărâtul ăla și o să spună, știi, m-au refuzat vreo 15 spitale să intru acolo, până la urmă mi-au tăiat piciorul. Sau, vedeți că e treaba, că eu am uitat să vă spun mai devreme ceva. Eu când m-am întâlnit cu oamenii ăștia împreună cu colegii mei la nivelul anului 2018, parcă 19, nici nu mai știu, oricum nu era pandemie, asta vă pot spune cu siguranță, ei s-au exprimat în felul următor. Dom'le, noi am simțit că suntem în moartea domnului Lăzărescu și ne-a fost foarte teamă că o să ne pierdem mama. Deci asta ne spune nouă ceva. Pe partea cealaltă, cum o să vă închipuiți sau cum o să-și închipuie cineva că te duci frumos și spui, uite, m-a refuzat ăla și ăla și ce ASMB-ul sau oricare altă casă de sănătate care are obligația să deconteze la spitale, o să vină vreun funcționar de acolo și o să spună, știi, da, domne, uite, eu chiar te înțeleg pe tine și las curtea de conturi care oricum o să vină și o să-mi facă un control și dacă eu îți refuz plata asta o să zică bravo, dar dacă ți-o accept o să zică, dar de ce ai acceptat-o și nu te-ai judecat cu el. Noi trăim într-o
paradigmă atât de strâmbă încât nu mai putem să o reglăm niciodată la nivel mental și la nivel de înțelegere a populației. Dacă am avea niște funcționari și niște mecanisme care ar spune în felul următor, bă, ți-a venit omul ăla, vădit va câștiga procesul, că n-are cum să-l piardă, ok, decontează-l, n-am mai ajunge să ne judecăm în instanțe, să frustrăm oamenii și apropo de treaba asta, doamna la care facem referire, n-am mai primit răspunsul final în procesul ăsta, pentru că între timp a murit și ea și fata ei într-un accident nefericit, e adevărat. Dar trei ani de zile să stai prin instanță ca să-ți dea cineva respectiv aceeași casă pentru că tu ai decontat acolo, că și eu plătesc din nefericire asigurări de sănătate și mulți dintre noi plătesc asigurări de sănătate ca să primească nimic în multe cazuri. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră este și o să-l completez aici pentru că asta voiam și de asta v-am întrerupt mai devreme cu o chestiune, cred eu, punctuală și foarte clară. Ok, nu interzice legea, dar asta îți spun eu când vii la mine că mă pricep, că fac treaba asta. Corect, de multă... da, corect. Eu nu știu da, de pe stradă, dacă nu s-a apucat. Cetățean în lege și zice, mă, să mă uit în codul ăsta al sănătății și nu apare cum apare, spre exemplu, un codul de procedură penală. Dacă ești condamnat pe nedrept, ai procedură de despăgubire pentru condamnarea și închisoarea pe care ai făcut-o pe nedrept. Deci când, când statul vrea să pună în lege ceva, pune, când secundă, nu vrea să pună, nu pune. Atât să mai spun. Dați-mi voi o secundă. Așa trebuie să fie și în legea sănătății, să ai o procedură prin care dacă sistemul eșuează lamentabil la adresa ta, să ai o procedură de despăgubire. Despre exact. Fără să ajungi la avocat. Sigur. Fără să ajungi la avocat. Nu știu dacă domnul Buicu mai este cu noi acum și dacă mai este, vreau să vă întreb așa, credeți că ar trebui să fie o procedură clară astfel încât omul să fie despăgubit în cazul în care statul eșuează în a-l trata într-o situație de urgență? Credeți că ar trebui să fie procedură clară ca să nu mai ajungă omul să-i dea banii lui domnul Cuculis, care oricum nu prea ia bani mulți, că face muncă multă de voluntariat? Da? Spuneți-mi, ar trebui sau nu ar trebui să fie? Legea sănătății din 2006 a fost modificată până acum de peste 2000 de ori. Ca să răspund punctual, această procedură trebuie să intre în legislația subsecventă la nivelul modalităților de decontare. Domnul Buicu, vorbiți pentru mine, că mi-a zis domnul Cuculis că sunt ușor nepregătită astăzi. Deci, vorbiți pentru mine ca să vă înțeleg. Ar trebui sau nu ar trebui modificată legea cu această prevedere clară ca să nu mai ajungă omul la avocat când nu este primit la stat în spital? Să fie despăgubit pe calea automată. Codul sănătății. Încercam să vă explic că legea sănătății din 2006 și până acum a fost modificată de peste 2000 de ori. Ați mai spus, da. Vorbim de o lege care se modifică în fiecare săptămână în funcție de problemele care apar din acest punct de vedere. Identificați o problemă în această speță? Identificați o problemă în această speță? Bineînțeles. Veți modifica legea potrivit acestei spețe? Că este o problemă? Aștept fără niciun fel de problemă să discutăm inclusiv cu domnul avocat cu Cuculis și așteptăm propunerea dânsului. Doamne ajută! Mă bucur foarte mult că aveți reacție de om normal, care, deși face politică, a rămas totuși cu cearele pe pământ. Vă mulțumesc foarte mult pentru reacția dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în emisiune. Mă întorc la domnul avocat Cuculis. Este foarte posibil ca acest caz al dumneavoastră, Doamne ajută, să ajungă să modifice legea, astfel încât oamenii să nu mai aibă nevoie să alerge ca disperații pe la avocați care să găsească chichițe pentru ca ei să fie despăgubiți în cazul care nu sunt tratați de stat în regim de urgență. Este realmente foarte ușor să faci lucrul acesta și sigur și pe mine mă bucură deopotrivă reacția invitatului dumneavoastră. Este vicepreședintele Comisiei de Senat din Camera Deputaților. Nu este nimeni în drum. Păi asta și spuneam, că mă bucură reacția invitatului dumneavoastră, care cu atât mai mult că, bun, vedeți, poate că dacă era un simplu politician, nici nu mi-aș fi bătut gura prea mult, dar face parte dintr-o categorie profesională înainte să fie deputat și el înțelege foarte clar atunci când se adresează o întrebare pe zona asta medicală. Asta e foarte important că face parte și în această comisie și bineînțeles că orice deputat și senator până la urmă are posibilitatea, mai ales când face parte dintr-o formațiune politică, dacă nu mă înșel, dânsul este de la PSD, sper să nu fac vreo greșeală sau ceva, este cel mai mare parte din România care are putere de decizie în coaliția de guvernare
și așa mai departe. Deci poate să vină cu niște modificări benefice pacienților. Să știți că dosarul acesta nu mai poate fi modificat. El este un dosar definitiv care a intrat în circuitul civil, care obligă o casă de sănătate să plătească niște bani pentru niște tratamente făcute la particular. Deci există, dacă vreți, o realitate prin care au trecut niște oameni consfințită într-o anumită hotărâre judecătorească cu putere de lege pentru părțile respective. Deci, modificarea respectivă este cu atât mai bine primită dacă ea va avea loc și o să vă spun cât de simplu este. Vă rog. Cât de greu poate să fie ca un centru care să se ocupe cu treaba asta, poate chiar din interiorul casei, să verifice, domne, omul ăsta a fost luat de către ambulanță pentru că ai fișa lui acolo. A fost refuzat la spitalul XYZ, a ajuns nu știu ce parte. Deci treaba asta se poate verifica și fără 3 ani de zile de procese. Poate să existe o procedură, eu știu, antejudiciară, dacă vreți, în zona de mediere. Funcționarii publici din România, și dați-mi voie să spun cu toată încrederea lucrul ăsta, pentru că mi-au dovedit-o situațiile pe care le-am văzut și le-am gestionat, ne sunt timorați de către Curtea de Conturi. Și timorarea asta despre care vă vorbesc și frica asta, bineînțeles că îi duce pe ei să facă niște compromisuri față de cetățenii care la rândul lor îi plătesc pe oamenii ăștia. Adică, vă dau un exemplu și mai simplu. Din zona ANAF-ului, nu ai o datorie prescrisă, adică a la carte. E prescrisă, nu mai ai de ce să o plătești. Te duci și faci cerere să se șteargă datoria și îi spun nu, te executăm în continuare pentru că o să vină Curtea de Conturi și o să ne întrebe pe cum ai luat tu decizia că e prescrisă? De ce nu te-ai dus tu la o instanță de judecată să te mai judeci vreo 3 ani de zile pe acolo și să vezi dacă nu cumva datoria nu era prescrisă? Situațiile profund găunoase sunt date de către legislație, de modalitatea învechită și semicomunistă care încă mai predomină prin România și nu în ultimul rând de comoditatea și, dacă vreți, așa, cât de bine ești tu la locul de muncă și nu vrei să te deranjeze nimeni cu referate. Deci, nu o să schimbăm realmente, eu nu cred că în timpul vieții mele, sper măcar copiii mei că în timpul vieții lor, că vor să prindă și ei, mă gândesc, Doamne ajută, 2100, eu nu o să mai prind 2100, să găsească cumva un echilibru și în țara asta, care realmente eu cred că este înapoi cu cel puțin 100 de ani, nu cu vreo 20-30, cum spuneau alții. 100 de ani din punct de vedere al mentalității. Revin la dumneavoastră să vă întreb dacă nu cumva aceste tatonări ale spitalelor de stat de către oameni aflați în mare suferință nu s-ar putea folosi, întoarce de către unii ca să ajute privatul să-i fie decontat tot felul de intervenții. O să vă rog să vă gândiți la această chestiune, că este și asta o chestiune acum, adică statul să fie un fel de să mânărească niște cazuri, astfel încât să ajungă la privat oamenii și acolo, pentru că este prevedere de lege și e modificată, Doamne ajută, dacă domnul Buicu se ține de cuvânt, să primească decontarea fără niciun fel de efort cei de la privat, doar pentru că statul a închis un pic un ochi și a zis că nu are locuri în spital. Mă întorc însă la doamna doctor și vreau să o întreb așa. Și partea asta cu omenia merge până într-un punct, înțelegeți? Până în punctul în care oamenii scot bani din buzunar. Știți? În clipa aia deja s-a rupt filmul, că dacă faci credit ca să te faci bine... Da, așa ceva categoric nu este normal. Și mai ales într-o situație de urgență. Urgențele, exact cum s-a spus și aici, sunt pacienții au dreptul la tratament gratuit și au dreptul la viață. Deci urgența este, vorbim separat de ce decontăm pentru o boală cronică sau unde îți faci analizele sau dreptul tău de a alege. Dar când este vorba de urgență, nici nu ai timp foarte mult să te gândești. Da, doctor, și... dumneavoastră ați fost pacient oncologic. Ați fost, am zis. Da, ați fost pacient oncologic. Ca pacient, ați resimțit durerea pacientului care nu-i băgat în seamă? Și că dacă n-are pe nimeni, este nimeni? Înțelegeți? Recunosc că am simțit un pic. Și deși sunteți din sistem. Deși sunt din sistem, așa spus. Dar sistemul, iarăși, e un cuvânt așa general. Sistemul înseamnă oameni. Și recunosc că am avut surprize foarte plăcute și surprize mai puțin plăcute. Momente în care m-am împiedicat și m-am lovit de sistem, ca să spun așa. În momentul când ai un diagnostic, când ai o problemă, ți se pune un dosar în mână sau ți se pune un diagnostic. Și mai departe, ok, știi despre ce e vorba. Și ești unde mă duc acum cu ok, asta? Și eu ce fac mai departe. Eu ce fac? Exact.
Și vorbesc din prisma unui om, totuși cu cunoștințe despre boală, despre ce are de făcut mai departe. Și tot nu știi, pentru că încep să te întreb, dar unde mă duc, dar cine mă primește, cine e cel mai bun, dar de ce, cine se ocupă de patologia mea, ce ar mai trebui să fac înainte, cum mă programez. Adică ar trebui să fie cumva ca acest circuit al pacientului să fie un pic ușurat. Mai ales în diagnostice, bine, urgență, aici vorbim de un caz de urgență și altceva, dar sunt și cazurile în care ți se pune un diagnostic de boală cronică și boala oncologică poate fi o urgență, pentru că atunci când, cu cât intervii mai repede, cu atât prognosticul este mult mai bun. Și da, sunt da, în cazul în care omul află că are, de exemplu, cancer, da, îi se pune dosarul în mână și de aici descurcă-te. Descurcă-te unde? Pe cine ar trebui acest circuit să existe? Nu există. De ce credeți că nu există? Pentru că nu se poate sau pentru că nu se vrea? Să știți că au început să mai existe un pic. De exemplu, acum este partea de navigator de pacienți. Dar nu toată lumea are acces și încă nu foarte multă lume cunoaște lucrul ăsta. Și sunt contracost, din câte știu. Nu. Nu chiar? Nu, nu. Știam că sunt contracost. Adică trebuie să plătești serviciile unui navigator, că da, nu văd că ar face muncă de voluntariat așa. Da, dar sunt prevăzute, pot fi plătite de clinica privată, adică nu tu ca pacient plătești. E un intermediar navigatorul ăsta de care... Da, nu-l auzim pe domnul Cacu. Da, eu nu-l aud. N-am auzit ce a zis. Este un intermediar navigatorul. Este un intermediar, da. Dar care cunosc cancere, să știți că și mămica mea acum vreo 4 ani de zile tot de boala asta a murit. Vă pot spune dacă vreți cele mai nasoale lucruri din sistem despre navigatorii de cancere, despre traficul, că nu pot să-i spun altfel, de pacienți către Veneția, către Viena. Și alte țări de genul acesta. Deci cunosc sistemul și acolo foarte bine, din nefericire. Și vreau să vă spun că noi aici în țară și mulți dintre medicii de la noi din țară, să știți că se luptă cu sistemul să introducă tot felul de terapii care în afară sunt o normalitate și la noi îi dăm în continuare cu citostaticele să-i terminăm mai repede. Mă rog, asta se dorește. E frumos în România să bei așa o cafea, să ieși în weekend la plimbare, dar când ai o problemă serioasă... Absolut. Păi de asta spun, dacă te confrunți tu... Deja lucrurile se schimbă fundamental. Da, și să știți că și FABC-ul a câștigat multe procese cu statul Federația român. Federația Asociațiilor de Cancer. Așa, a câștigat procese cu statul român pentru pacienți, pentru dreptul lor de a primi un tratament care încă nu era în România. Adică era aprobat de Uniunea Europeană, dar încă nu era rambursat de casa din România. Și au fost câștigate în instanță pentru pacienți dreptul de a li se deconta și de a primi acest tratament. Se fac pași mici, dar tot este o luptă. Nimic nu vine... Iar navigatorii și aici, cred că, mă rog, aș dori să vă, nu să vă contrazic, dar să-mi spun și punctul meu de vedere. Că sunt, și aici sunt oameni. Deci nu putem pune pe categorie. Avocații sunt într-un fel, navigatorii într-un fel, doctorii sunt într-un fel. Nu, cred că sunt oameni da, și oameni. Știți ce vorbesc? Eu la asta mă gândesc, că trebuie să fie o procedură foarte clară, indiferent de situație. Da. Adică, da. Indiferent cine ești, indiferent ce resurse financiare, mă rog, asta cu banii e greu de... Da. Dar, indiferent cine ești, să ți se acorde, domne, niște... Adică să spună, ăștia sunt pașii de urmat, ăsta e drumul pe care trebuie să-l faci, că oricum ești nou de cap când afli un astfel de diagnostic. Adică ce mai trebuie? Dacă da, uite, chiar mă gândeam, domnule Cucuri, sau mama dumneavoastră, mă gândesc frecvent la dânsa, nu știu de ce. Mă gândesc de când mi-ați spus, o țin așa în minte cu mine, pentru că mi-a spus că s-a chinuit foarte mult, pentru că mi-a spus că v-a schimbat viața, chinul mamei dumneavoastră, da? Și chiar mă gândeam așa, zic, sunt oameni, acum nu puteți să-l bănuiți pe domnul Cuculis că nu știe pe ce lume este, ajută foarte mulți oameni, nu, Doamne, dumneavoastră la fel, și ca medic, și ca om, da? Dar sunt oameni care sunt bulversați ei înșiși de întâmplările prin care trec, adică nu le vine să creadă că li se întâmplă așa ceva. Și întrebarea, vă pun și dumneavoastră, domnule avocat, aceeași întrebare, este pentru că nu se poate sau nu se vrea să se dea ușor, un drum mai ușor oamenilor care oricum au un drum greu când află un diagnostic. Bun, plecăm de la ideea că nu cred că cineva dintre noi chiar crede că sistemul, dacă vreți, la modul general de sănătate, își dorește pacienți sănătoși. Pentru că el din asta trăiește. Și atunci, mergând pe raționamentul acesta, pe mai departe, eu vă spun din propria experiență că noi, în decursul timpului, imediat după 90, am înțeles că trebuie să carotăm câteva domenii strategice. Sănătatea, educația românilor, care, bineînțeles, are o legătură absolut directă cu sănătatea,
Și, nu în ultimul rând, zona de produse alimentare. Prin urmare, cele trei duc, dacă vreți, în cele din urmă, nu zic în 2 sau 3 ani sau în 10 ani... La dispariția sau la consolidarea unei nații? La dispariție. La dispariție. Pentru că dacă o ții așa și ținem de vreo 30 ceva de ani în ritmul sensul acesta, bineînțeles că o să dispari în cele din urmă. N-ai cum să o mai ții așa. Nu o să dispare mâine. Dar suntem, nu știu, cât suntem la recensământ? 15 milioane, 16, am fost 21. Deci lucrurile sunt vădite. Pentru că dacă nu ai educație, bineînțeles că nu înțelegi că dacă o să mănânci nu știu ce porcării o să te îmbolnăvești și evident neînțelegând lucrul ăsta mâncând porcările te-ai îmbolnăvit. Și atunci statul acesta român ar trebui să intervină și să facă mai multe campanii de conștientizare, mai multe campanii de implicare. Uitați, eu despre ANPC am avut o părere constant proastă, mulți ani de zile. E bine, de vreo 2 ani de zile, hai să nu zic, ba nu, de 2 ani de zile de când a început treaba cu pandemia și nici nu mă interesează dacă încearcă președintele de acolo o lovitură de imagine sau nu. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează că văd restaurante pe care le cunosc, despre care știam că lucrurile merg prost în ele, închise, cu marfă retrasă, mici întreprinzători de genul acesta care făceau o treabă proastă, închiși ei la rândul lor și scoși de pe piață. Atâta vreme cât noi în România, și treaba asta trebuie să vă spună ceva, e foarte important și puțini au sesizat-o, dacă noi avem o lege a consumatorului în România sau o lege alimentară mai degrabă care nu ne permite să afișăm la raft 50% produse românești pentru că Uniunea Europeană ne trimite direct în infringement, asta îmi spune mie că Uniunea Europeană mă vede pe mine, ca stat, membru, de fapt o groapă de gunoi. Exact. Și atâta vreme cât eu sunt o piață, o lătură pe românește, acolo aruncăm lăturile, este clar că trebuie să ies din paradigma asta pe care încearcă să mi-o impună și să văd, băi, e bine să fac treaba asta, nu e bine, e bine să cumpăr un produs românesc, nu e bine. Și aici stați un pic, că avem și noi bandiții noștri în România care spun că vând produse eco, bio, nu știu ce, da, și vând acum porcării. Pesticide până peste. Eu, printre altele, lucrarea mea de doctorat, cred că sunt unic în țara asta și chiar știu de fapt că sunt unic, are titlul contractul de arendare. N-a făcut nimeni o lucrare de doctorat pe contractul de arendare. Noi avem, într-o materie atât de importantă, vreo 10 articole în codul civil. Dacă ne uităm în Spania, pentru că am avut și, bineînțeles, parte de drept comparat, păi acolo dacă ai greșit cu ceva în momentul în care ai vrut să însămânțezi pământul sau dacă ai venit cu un pesticid care nu era agreat sau s-a terminat. Te bagă la pușcărie. Pușcărie, noi da. Putem să distrugem și să dăm cu toate mizeriile ca să crească. Păi noi am ajuns să cultivăm în România până și banane. Adică e ceva ce excede orice fel de gândire rațională și logică. Este clar că legislația, așa cum este ea, și asta care vine pe filieră UE, și asta care este adoptată în România, este făcută ca să fie încălcată. Adică este făcută ca să nu ne fie bine. Eu am să așa, dacă intri în magazin și dintr-un magazin pleci, adică acreditat, verificat, cu toate ștampilele pe el, pleci cu marfă de proastă calitate, e clar că cineva vrea ca tu să mori în chinuri, adică cumva, la un moment dat, în viața ta. Nu există altă explicație. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. E clar că fiecare se salvează cum poate. Și exact. Întrebarea, fiecare își găsește calea lui de salvare proprie. Exact. Întrebarea mea este, într-un sistem atât de haotic, în care regulile sunt așa cum sunt, în care nu se prevăd sau se prevăd greșit ca să fie încălcate, întrebarea mea este, omenia dintre noi așa, ar putea să ne mai salveze cât de cât? Că uite, întrebam pe doamna doctoră puțin mai devreme, dacă nu cumva în spitalele din România suntem ușor depășiți în partea asta de comunicare. Adică felul în care vorbești cu omul, felul în care vorbești cu aparținătorul, felul în care îi spui lucrurile, comunicarea asta lipsește, cred, fundamental, este fundamental. Știu că sunt sărac și bolnav, dacă îmi vorbești frumos, dacă îmi dai o soluție, dacă te porți cu mine așa cum se poartă oamenii între ei, oamenii care se respectă, cred că mă ajut să mai trec o zi mai bine. Doamna doctor, am sau n-am dreptate? Și eu consider tot așa, exact ce discutam înainte. Da, consider că omenia e mare lucru. Și nu este justificată lipsa de omenie, de lipsa de timp sau de lipsa de legislație sau de tot felul de lipsuri. Că omenia... suntem sastisiți, da. că nu mai avem empatie. Da. Bine, aici discutam de empatie. Într-adevăr, medicul nu poate să empatizeze cu fiecare pacient în parte. Dar asta nu înseamnă să nu-i pese de niciun pacient. Sau să nu comunice sau cu să el. Nu comunice. Absolut. Iar comunicarea medic-pacient
Și aici, eu cred că ar trebui început de pe băncile școlii. Cine spune asta? Medicul din dumneavoastră? Pacientul. Pacient. Pacient. Dar și medicul. Pentru că, da, eu ce să spun, eu am comunicat foarte bine cu o parte din medici, nu cu toți. Dar trebuie să te gândești și la celălalt. Iar eu, ca și pacient, mă rog, m-am dus pregătită pentru că știam despre ce-i vorba. Și știam că medicul are puțin timp, dar mă duceam cu, uitați, acum mai am eu 3 întrebări și mi le notam. Mă duceam cu notițe. Pregătită. Pregătită. Da. Așa pare cumva o poveste ce spun așa, dar cred că exact cum spunea și domnul avocat, tot începe cu educația. Tot începe cu educația și de mic copil și de comunicat și după aceea pe băncile facultății. Și am zis, cred că o experiență extraordinară ar fi ca medicul, înainte să termine ori facultatea, ori specialitatea, să stea o săptămână internat sau 2 săptămâni internat ca pacient, dar într-un spital unde nu știe nimeni că e medic, a terminat facultatea, să o ia de la zero, cu foaia în mână și să vadă cam despre ce e vorba și cam cum este și din postura de pacient. Acum nu dorim medicilor să fie pacienți vreodată. Nu, dar să fie ca un... Așa cum te antrenezi la, nu știu, la actorie sau cum te duci la antrenament ca sportiv. Ca sportiv mai ridici greutăți. Nu te duci doar să alergi pe stadion dacă concurezi la 200 de metri alergare. Te duci, ridici greutăți, faci flotări, mai faci eu știu altceva. Așa și medicul. Ajunge medic, ok, e foarte bună știința de carte și e indispensabilă, dar pe lângă asta mai trebuie și celelalte antrenamente. Sunteți de acord, domnule avocat, și cu asta încheiem cu replica dumneavoastră, sunteți de acord că singurul lucru care le mai poate salva acum într-un stat haotic așa ca al nostru este omenia? Omenia, pur și simplu. Păi eu mi-am construit societatea pe marginea acestui cuvânt, așa că n-am cum să vă contrazic. Doar că, mă rog, trăim într-o societate consumeristă și treaba asta înseamnă că dacă mi-am cumpărat telefonul ăsta astăzi, vreau să-l schimb peste 2 săptămâni și atunci am nevoie de bani. Treaba cu omenia derivă, mă rog, de aici multe discuții și ea pleacă în principal de la educație. De fapt, totul pleacă de la educație. Și spălatul pe dinți pleacă de la educație și să nu miroși în mijloacele de transport în comun pleacă de la educație. Corect. Și ceea ce să mănânci în mod corect pleacă de la educație. Sigur, cum nu putem să avem pretenția să fim alfabetizați, nu știu, 99% dintre români. N-avem cum, pentru că dacă ai ieșit din București, mai sunt câteva, mai vezi Timișoara, mă rog, Oradea, Cluj, în fine. Da. Asta e Uniunea Europeană a României. Ai ieșit din București, până nord, până sud, până vest, până unde vrei să ieși, prima localitate, primul stat, prima comună, nu mai ești în Uniunea Europeană. Și atunci, WC-ul în fundul curții și toate lucrurile astea, n-au cum să ne... Dar să știți că și cu WC-ul în fundul curții, bunicii mei erau foarte civilizați și aveau respect pentru oamenii care știau carte și toate cele. E adevărat, dar nu ești în Uniunea Europeană cu WC-ul în fundul curții. Asta nu ești, într-adevăr. Vreau să vă spun așa, că m-am uitat ca să mă documentez pentru emisiunea asta, am dat să caut câte publicații au preluat cazul pe care noastră l-ați câștigat în instanță și felicitări pentru că ați câștigat. Multe, foarte multe, 20 de referințe cel puțin despre cazul acesta. În această emisiune, cu toată dragostea și cu toată aroganța de care dau dovadă uneori, spun așa, că încercăm să facem un pas mai în față, un pas mai în față. Și în această emisiune am pus în legătură 2 oameni, un parlamentar important într-o comisie de sănătate și un avocat foarte bun în România, astfel încât cazul acesta câștigat să devină precedent pentru legislația din România, astfel încât dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să nu mai fiți nevoiți să bateți la ușa lui domnului Cucuriș decât pentru altceva, nu pentru acest caz sau cazuri asemănătoare, pentru că va exista legislație care să spună că veți fi despăgubiți fără să fiți nevoiți să dați telefon unui avocat. Aștept de la dumneavoastră, domnule Cucuriș, un răspuns în legătură cu rezultatul discuției pe care o veți avea cu domnul deputat, vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, domnul Buicu. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ați intervenit la subiectul zilei. Mulțumesc tare mult, doamna doctor. Mulțumesc, vă doresc multă sănătate. Mulțumesc, asemenea. Doamnelor și domnilor, pe mâine. Doamne ajută!